doamnă președintă, domnule comisar, distinși colegi, încep prin a reitera susținerea grupului socialiștilor și democraților pentru integrarea turciei în uniunea europeană. Felicit raportoarea pentru excelentul raport, pentru munca extraordinară pe care a făcut o pentru a realiza compromisurile care vor permite adoptarea acestui raport. Avem de ales între izolarea Turciei, pe care o sugerează unii, și angajarea dialogului cu aceasta, oricât ar fi de dificil, știind că doar așa putem influența evoluțiile din Turcia. Avem de ales între a împinge Turcia în brațele Rusiei sau a menține Turcia în cooperare instituționalizată cu lumea euroatlantică. Din această perspectivă, sugerez trei direcții importante. Cooperarea în domeniul umanitar, unde Turcia deja contribuie semnificativ la preluarea celui mai mare număr de refugiați din Siria. 2. Cooperarea în domeniul politicii externe, în lupta împotriva antiterorismului, în stoparea finanțării pentru grupările teroriste, ca și a stoparea traficului de arme și identificarea și izolarea combatanților străini. 3. Închei prin a susține importanța deschiderii capitolului 15 în domeniul energiei, singurul care ne va permite să reducem dependența de importurile de gaze de la un singur furnizor, și anume Rusia. Mulțumesc!